Bun venit la un nou episod al podcastului Verde, o inițiativă Green City Lab în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Scopul nostru este să discutăm cu autoritățile publice, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă despre subiecte precum eficiența energetică, schimbările climatice, reziliența și utilizarea surselor regenerabile de energie. Dorim să învățăm împreună și să sensibilizăm publicul larg și întreprinderile cu privire la importanța acestor subiecte. Aducem informații și sfaturi practice de la cei cu experiență în domeniu pentru a îmbunătăți abordările și practicile privind eficiența energetică, reziliența și celelalte. De asemenea, ne propunem să împărtășăm istorii de succes care să stimuleze inventivitatea și să ofere inspirație pentru alți inovatori și antreprenori dar și pentru ceilalți. Astăzi avem o invitată care lasă amprentă în tot ceea ce face, iar domenii în care intervenția și suportul acordat de ea și membrii echipei sale este extrem de divers. Pornind de la inițiative emblematice în industriile vinului și turismului, modă și tehnologii informaționale, dar și alte servicii creative. Este omul, grație căreia tot mai mulți turiști au venit în Republica Moldova, Omul, grație că vinurile din Moldova au devenit mai apreciate peste hotare. Omul care are să ne spune extrem de multe și omul care mișcă în sensul bun al cuvântului lucrurile și face ca lumea să aibă curajul să-și schimbe stereotipurile și de ce nu să-și dorească să depășească fricile. Salutăm astăzi în studio pe doamna Doina Nistor Cea, care este omul care mișcă lucrurile și care reprezintă proiectul Tehnologiei Viitorului în Moldova. Mulțumim tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația. A, bine te-am găsit și mă bucur să fiu astăzi alături de tine. A, spuneam la începutul podcastului că, de fapt, experiența prin care ai trecut și locul în care ai ajuns acum este ca rezultatul unei muncii enorme care este în spate și pe care poate nu este cunoscută de multă lume, dar este o muncă enormă. Totuși, dacă ar fi să faci o analiză a modului în care sunt gestionate afacerile actualmente în Republica Moldova, comparativ cu 10-15 ani în urmă, Putem spune astăzi că mediul de afaceri din Republica Moldova este mai bine pregătit, că știe să folosească tehnologiile care sunt oferite, inclusiv în unele situații și gratis, dar care nu toată lumea încă le mănuiește bine. Sau că sunt mai buni cu mediul înconjurător? Suntem astăzi mai buni? Cu siguranță că afacerile sunt gestionate mai bine. Asta o văd din, și discutând cu proprietarii, și discutând cu executivul, cu liderii sau cu directorii de afaceri și discutând cu echipele lor. Ce ne face să fim mai pregătiți? La nivel de proprietari, noi vedem că au venit copii care au fost și ei învățați, și peste hotare, și au preluat afacerile împreună cu părinții. Ceea ce înseamnă că avem afacere care astăzi gândesc nu doar în limita Moldovei, sau poate cu niște metode tradiționale, dar gândesc mai modern și gândesc mai global. Asta îmi place să văd la afacerile noastre. În al doilea rând, vedem tot mai mulți tineri care își fac startup-uri. E important pentru că vrem cât mai multe afaceri să apară de orice talie și acest sentiment de antreprenoriat îl vedem mai pronunțat la tinerii din zilele noastre. Noi, chiar luna trecută, am cofinanțat și cosponsorizat un eveniment mare pentru startup-uri, conferința startup-urilor moldovenești. Uh, și uh, am constatat că startupurile, urile în special din zona IT, s-au dublat s-au triplat în ultimii cinci ani Dar și... totuși dacă ar fi să facem o, nu știu, o, o scală a preferințelor pe care le ai tu, da? pentru că spuneam că de fapt intervenția și ideile bune cu care vii în suportul mediului de afaceri sunt atât de diverse pornind de la venificație și terminând cu moda dacă ar fi top 3 afaceri care sunt așa mai aproape sufletului tău? <laughs> Care sunt ele? <laughs> în primul rând, cred că eu o afacere în domeniul IT. De ce? Pentru că antrenează tinerii și capitalul intelectual de Moldova. Și plus, eu cred că companiile IT au o putere transformatoare asupra altor sectoare ei pot să facă alte afaceri din domeniul vinicol sau din domeniul de turism, ziceai tu, ca să fie mai competitive. Chiar să luăm aceeași, același instrument de rezervare online, care face ca banul să nu treacă prin tot felul de alte platforme, platforme. De, de rezervare, dar să vină direct la pensiune, ca să maximizeze uh, veniturile. Asta e important. Dar acum, mai recent, mă pasionează încă două tipuri de afaceri. Sunt afacerile din domeniul creativ, pentru că trăim o eră creativă și văd tot mai mulți tineri care își doresc să îmbrățișeze o afacere în domeniul creativ. Fie că vorbim de birou de arhitectură, design. Dezvoltare, jocuri, animație, marketing, orice. Uh, monetizarea culturii, de ce nu? Uh, să cânte, să devină um, actori, deci o, o meserie creativă. Uh, și, uh, nu în ultimul rând, o afacere care se identifică cu așa-numita afacere verde. Uh -huh. De ce? Pentru că, până la urmă, e grija de țară și grija de planetă. Și atunci, pentru mine, uh, generația și era în care noi suntem este o era cu sens. Deci, Totul trebuie să aibă sens. Noi vrem să consumăm cu sens uh, din comunitate, să consumăm lucruri mai calitative, să cumpărăm mai puțin, să poluăm mai puțin și afacerea care, din orice domeniu, fie că e din vinificație sau turism sau IT sau creativ, dar care își pune și o amprentă verde, pentru mine este o afacere de viitor. Spuneam la începutul podcastului că, de fapt, scopul podcasturilor pe care le facem este inclusiv să, creăm, să să facem ca oamenii să aibă mai multă încredere și curaj și să încearcă să progreseze în ceea ce înseamnă domeniile de cunoaștere. Am avut invitați care au avut extrem de diferit. Pornind de la background-ul din facultate pe care a finalizat o finalizat-o și uh, comparativ cu ceea ce fac astăzi. Iată, ai spus trei domenii care sunt așa mai aproape de suflet. Au ele vreo legătură cu acea facultate pe care ai făcut-o? Ce facultate ai făcut? <gătări> Am făcut facultatea în relații economice internaționale. Pe atunci era o facultate care privea cumva Moldova ca să fie integrată în acea economie globală. Dar uh, cred că noi trebuie să învățăm toată viața. Nu, nu contează ce facultate ai făcut. Uh, acum vedem hot, că se șterge hotarul, este totul este interdisciplinar. Uh, nu mai știm ce este o afacere IT și ce este o afacere în domeniul agriculturii. De exemplu, o companie care vinde drone pentru agricultură, este o companie IT, este o companie de robotică și automatizare, este o companie agricolă, da? Exact. Exact. Și atunci se, se șterg hotarele și cred că cu atât mai multe relevanță învățăm pe tot parcursul vieții. Foarte frumos. Sper că acest gând, cei care ne privesc să-l rețină și să -și schimbi inclusiv și obiceiurile de azi, că nu este de ajuns astăzi să ai doar o facultate finalizată fără ca să-ți dezvolți abilitățile în celelalte domenii. De să-ți să spun o chestie faină, pentru că Uh, învățarea acum se numește microlearning sau microdoză este microdozată și noi cu um, susținerea Ministerului Educației anul trecut în codul educației am introdus noțiunea de microcalificări, ceea ce înseamnă că putem în Moldova dezvolta o nouă formă de educație. În America se numește mini masters sau micro masters. Asta sunt 3-5 cursuri care le poți lua la orice vârstă și vrem să implementăm asta cu universitățile de aici. Dă să ți dau un exemplu cum ar fi relevant pentru învățare pe parcursul vieții, dar și pentru economie verde. De exemplu, vorbim de modă sustenabilă. Da. da. Și avem companiile tradiționale, proprietarii, designerii, directorii, nu știu ce înseamnă modă sustenabilă, cum punem pe etichetă, dacă avem un brand, cum își marchează pe etichetă că, de exemplu, textilele sunt ecologice? Poate oare pune un preț mai mare dacă se declară că este un designer sustenabil? Aici venim cu aceste micro -master sau micro -calificări care sunt oferite pentru așa numitul upskilling sau reskilling. Și pentru noi ne-am propus ca să facem 10 microcalificări sau mini masters în diferite domenii. Data analysis, data science, uh, inteligența artificială, economia sustenabilă și începem cu modă sustenabilă. Uh, nu știu, poate să fie uh, analitică, business analytics. Deci astea sunt uh, domenii sau uh, cu Google, acum vom face niște uh, studii suplimentare în user experience sau cum să. Dezvoltăm produse care sunt bazate pe utilizator, pentru că se schimbă acum economia. Economia nu mai e produci și împingi consumatorului, dar trebuie să înțelegi ce vrea consumatorul și să produci exact. la comandă. On-demand, chiar și în modă, este on-demand fashion, deci modă la comandă. Exact. Uh, totuși, lucrul este deja să fac, din cât eu înțeleg eu. Sau uh, urmează să se Urmează. Cu... Uh, am făcut modificările în codul educației și acum urmează ca să facem. Uh, primele micromasterate. Sper eu că până la finele anului curent vom ieși și cu aceste microcalificări, micromasterate. Eu am luat, de fapt, un micromasterat în Statele Unite de la Arizona State University pe uh, New Era of Leadership, sau noile metode de leadership și management. Și să știi că mi-a fost foarte folositor, pentru că acum, de exemplu, să faci echipe, echipele se bazează pe încredere. Corect. Nu se bazează pe stil autoritar de, de management. Și asta e trebuie să permanent să ne adaptăm. Corect, mai ales în Republica Moldova, cumva a fost o trecere de la economia care am avut în noi în perioada Uniunii Sovietice și nu toată lumea, cu părere de rău, s-a reprofilat, -re recalificat. -re și calificarea, cu siguranță, este necesară pe parcursul întregii vieți. Da, noi vorbeam, World Economic Forum, de fapt, chiar a avut și niște estimări că peste 70% din forța de muncă va trebui recalificată și peste 70 sau mai mult de 70% va trebui recalificată prin prisma abilităților digitale. Dar ce ne lipsește nouă totuși? Pentru că dacă discutăm cu mediul de afaceri, tot mai mult și mai mult spun că au uh, o criză de forță de muncă, da? Totodată, iată din ceea ce spui, există și această inițiativă voastră foarte extraordinară de a iniția recalificări și pe mai multe domenii. Ce ne lipsește nouă, oamenilor de aici, să ne depășim fricile și să, să încercăm să ne instruim continuu? Cum crezi? ce ar trebui să facem? Eu cred că avem cu siguranță puțină forță de muncă, și atunci afacerile noastre trebuie să fie mai inteligente. Ce înseamnă asta? Eu aș începe de la digitalizare și automatizare. Pentru că prin automatizări poți să reduci cu 40% până la în jumătate locurile de muncă, dar să fii mai eficient și să poți plăti salarii mai înalte. Și atunci, pentru antreprenor, asta este o formulă foarte bună de competitivitate și de eficientizare a modelului de afaceri. Uh, și eu cu asta aș, aș, aș începe uh, la nivelul eficientizării, hai să zicem, business modelului. Uh, ca să dau un exemplu în uh, domeniul de modă, pentru ca să uh, fie mai relevant, uh, de exemplu, uh, nu știu, o mașină automatizată poate înlocui 3-4. Poți să sau cu sătorese, da. de exemplu, da? Și atunci poți plăti mai mult. Sau de departamentul de croire, poți să-l automatizezi de la 10 oameni la un om. Hmm. Și îți mărești și minimizezi și deșeurile, că folosești mai puțin textil, minimizezi greșelile și timpul de staționare și atunci ești, ești mult mai eficient. Eu cred că fără digitalizare și automatizare nu putem să vorbim despre o afacere sau o economie eficientă în Moldova. Da, cu siguranță și am ajuns la un domeniu care, din câte am încercat eu să mă familiarizez cu tot ceea ce ești faci, este foarte apropiat să inovațiile, da? Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, de fapt, sunteți cei care susțineți inovațiile, cei care susțineți mediul de afaceri pentru a inclusiv pe piața internațională. Care este inovațiile, inovația, inovațiile, nu știu, poate sunt mai multe, care ți-au ți -au rămas așa în memorie și le au rămas aproape de suflet? Eu cred că noi inovăm prin tot ceea ce facem. Însă și proiectul Tehnologiile Viitorului, obiectivul nostru este de a crea un ecosistem de inovare în Moldova. Noi chiar avem un tagline, se numește Moldova Inovează sau Innovate Moldova, care a prins foarte bine, pentru că oamenii înțeleg că nu putem. Deci, dacă promovăm acest triplu salt și noi zicem că proiectul Tehnologiile Viitorului dezvoltă o economie digitală, o economie creativă și o economie verde în Moldova. Uh, și asta facem. Noi lucrăm cu peste 500 de afaceri din toată țara, îi ajutăm să se digitalizeze, îi ajutăm să devină, în esență, mai inovatori. Uh, și uh, dacă e să, să vorbim chiar de la educație, noi am uh, lansat aceste profesii ale viitorului, uh, am introdus, uh, am dezvoltat centre de inovații în cele mai mari universități din țară, noi vorbim de ArtCore, uh, centru de pentru industrii creative, MediaCor la Universitatea de Stat este un centru de producție media, care la fel e o pepeniere de podcasturi cum suntem noi astăzi aici. Noi vorbim de uh, Nortec, este la Universitatea din Bălți, Zip House pentru domeniul de fashion, Fab Lab, Circle, uh, sunt două centre de inovații în curând care își vor deschide ușile în curând, este CyberCore pe securitate cibernetică și Glia pentru antreprenoriat feminin. Și cred că nu ne oprim aici, pentru că mai vrem să facem pe campusul Universității Tehnice fosta agrară și un parc de inovații și digitalizare a agriculturii, Agrotech Park. Sucă. Și cred că inovația începe de la universitate pentru că începe de la capitalul uman. Eu cred că, de fapt, în cazul tău, toate aceste idei minunate au început de acasă la cei șapte ani, alături de minunatul tău tată. <laughs> Cu siguranță. <laughs> Cu siguranță de acolo este rădăcina la tot asta. Înainte de emisiune discutam, mi era un, un video în care era, după mine, o inovație, a fost wow. Dacă poți să, să... Le spui și celor care ne privesc idei, fiindcă, mai ales că suntem o țară agrară, nici nu știi că se face și la noi, și la Moldova. Da, da, da. Da, noi ne uitam împreună peste o, o lansare recentă de la Stella McCartney, care este un designer renumit, a unei piele ecologice făcute din boștină, deci rămășițele după presarea de la industria vinicolă. Și ce e ce fain e că vreo 3-4 ani în urmă, în Bordeaux, noi când am discutat cu industria lor vinicolă din Franța, ei au zis că ei, cercetătorii lor, studiază cum să facă această piele ecologică, doar că la preț nu le ieșea bine. Și uite că am văzut zilele astea că s-a lansat în, în producere în domeniul comercial și eu foarte mult sper că în Moldova noi avem tot potențialul ca să, avem o, să creăm o economie circulară și să folosim capacitatea noastră de cercetare și dezvoltare ca să aducem aceste inovații comerciale și inovații relevante pentru țară. Noi ne dorim să vedem cât mai multe cazuri de genul ăsta, inovații și în construcții și în agricultură, în special în agricultură, pentru că suntem o țară agrară și putem aici să aducem foarte multă valoare prin cercetare, dezvoltare, prin digitalizare și prin inovație. Așa că sper eu să vedem această piele ecologică, dar între timp, să zic eu, noi am ajutat la alte dimensiuni de inovație. De exemplu, noi avem un program de granturi pentru antreprenori, prin care îi ajutăm să se automatizeze și, ultimii doi ani, noi am rugat să prioritizeze și economia verde, deci să fie sustenabil și atunci am adus, am ajutat domeniul de textile și confecții să aducă vopsele ecologice, de exemplu, și să facă hăinuțe pentru copii cu vopsea ecologică. Aici e foarte, e inovator, nu? Și e foarte important că avem așa afaceri și sprijinim așa afaceri în, în țară cu siguranță faptul că interveniți cu suport pentru cei, în special pentru cei care sunt cu afaceri în sectorul agricol, este eminent important pentru Republica Moldova, fiindcă este păcat, mare păcat, atunci când lâna de la oaie astăzi în Republica Moldova nu se prelucrează, este Practic, așa, acoperită cu pământ și sau fiecare își gestionează cumva, gestionează în sensul în care oricum poluiază mediul, da? Este păcat atunci când vorbim de industria viniculă și iată acea rămășâță după presarea uh, poamei, iarăși fiecare viticultor nu știe ce să facă cu ea. Da, deocamdată există... o totul de la îngrășământ în da. vie, o întoarce în, în vie și e ok, hai să zicem, pentru, pentru concret acest segment. Da, asta, pentru da cel puțin asta. este ok, dar atunci când o să audă că, de fapt, în lume deja se creează și piele artificială din aceasta, probabil că, sperăm, cineva va fi interesat și va reveni la noi cu întrebările cum să-și aplice aceasta. Această tehnologie. Uh, discuți permanent cu parteneri de dezvoltare pentru Republica Moldova și, uh, grație suportului acestora, uh, am reușit sau s-a reușit uh, să se ajungă la un anumit uh, nivel de dezvoltare. Uh, cum vezi trendul sau uh, cum vezi uh, și cum înțelegi viziunea uh, partenerilor de dezvoltare? Uh, privind mediul de afaceri din Republica Moldova și care sunt uh, cele mai importante destinații sau cele mai importante uh, ținte a acestor în vederea dezvoltării mediului de afaceri în Republica Moldova sau se axează doar pe faptul că să, nu știu, să facem careva lucrări în instituții publice de termoizolare și, să ne oprim aici. Da, și asta tot e necesar. Tot e necesar. Da, dar noi... Dar economia trebuie să lucreze. Așa, cu, cu, siguranță. Noi proiectul tehnologii viitorului susținem, noi le numim Bright Spot Industries, industrii care Uh, au potențial, potențial de a angaja tineri, potențial de a fi industrie exportatoare și potențial de inovație. Uh, și atunci, pentru noi este foarte important uh, să, să dezvoltăm. Uh, uh, Indu aceste industrii, dar și să creăm niște locuri de muncă bine plătite. Eu cred că Moldova nu este doar despre un loc de muncă. Moldova este despre un loc de muncă bine plătit, care antrenează un capital intelectual. Și, uh, în acest caz, noi vorbim de o economie de produs. Noi ne străduim în toate domeniile noastre pe care le susținem să. Uh, încurajăm antreprenorii să gândească în termen de produs. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în domeniul de textile eu pot să fac servicii de lon de confecționare pentru clienți internaționali, asta tot e bine. Am învățat tehnologie, am învățat calitate, dar pe de altă parte eu pot să-mi fac designul propriu și să-mi fac să-mi creez colecția proprie și să vând sub brandul propriu. Asta înseamnă o, un preț și o marjă de profit de până la 10 ori mai mare. Deci noi înțelegem că un designer, și dacă pot să spun, nu știu, careva nume, de exemplu Julia Alert, care e cu o echipă foarte mică, până la 10 oameni și contractează alte mici fabrici autohtone din țară ca să-i producă colecția, exportă astăzi în 10-12 țări din toată lumea și își creează propriile colecții și rochii acestui designer se vinde cu 300-500-1000 de euro per bucată. Uite, asta vrem noi să stimulăm în plan de afaceri mici și mijlocii. Trebuie să fie afaceri de produs, afaceri cu valoare adăugată mai înaltă. Dacă e să vorbim de industriile creative, noi anul acesta, pentru prima dată, cu Ministerul Culturii am definit ce înseamnă o Moldova creativă și ce înseamnă industriile creative. Chiar am aprobat și Planul Național de Dezvoltare a Industriilor Creative. În Moldova, ce înseamnă industrie creative? Asta înseamnă design, arhitectură, asta înseamnă chiar și un produs, un scaun. Care este cu uh, design, deci, elaborat ca design și ca proprietate intelectuală în Moldova, folosind designerii noștri și brandul nostru, la fel face parte din produs creativ. Păi uite că în Moldova industria creativă este 170 de milioane. În Estonia depășește un miliard. Deci, ca să înțelegem că avem capacitatea de a dezvolta foarte multe IMM-uri în, în acest domeniu. Sunt domenii extrem de diferite, fiindcă tu poți să discuți la fel de entuziast și, cu, și despre subiectul industriei vinificației, și despre modă, și despre IT, și este fenomenal. Dar cum vă asigurați iată, voi proiectul tehnologiei viitorului, că toate investițiile și tot efortul pe care îl faceți voi pentru a asigura sustenabilitatea și dezvoltarea acestor companii, că va avea viitor, că nu se vor opri în dezvoltare. Voi aveți niște instrumente de, de verificare periodică sau de suport, hai să spunem periodic, pentru aceste afaceri. Foarte important este că noi lucrăm împreună cu partenerii din Moldova. Pentru noi contează ca să sprijinim asociațiile de afaceri și eu de fapt aș încuraja orice business să facă parte a unor asociații de afaceri. De ce? Pentru că e o voce comună, e un schimb de cunoștințe. Noi sprijinim foarte multe și alianța întreprinderilor mici și mijlocii. Cu ei, cu ei avem un program foarte mare de sprijin a dezvoltării comerțului electronic. Noi în comerțul electronic nu mai zicem că maximum 10% din afacerile moldovenești vând pe online, dar în România comerțul electronic crește cu 20% anual. În toată Europa... A Cred comerțul... că o să și noi la exact 40%, 50%, 50 din, afaceri, din vânzările unei afaceri sunt prin omnicenase sau și prin uh, vânzări digitale. Și atunci, noi lucrăm cu asociația. Uh, noi sprijinim și asociația companiilor de IT din Moldova, ATIC. Noi sprijinim asociația uh, companiilor din domeniul de textile, APIUS. Avem programe comune. Noi sprijinim AMCEAM, uh, AIM. Deci, noi lucrăm cu toate asociațiile de business și oferim programe de finanțare prin intermediul asociațiilor. Asta este important. Deci, dacă sunteți o afacere, vă încurajez să. Mergeți împreună cu, și am, să nu uit de Asociația Companiilor Creative Core, care gestionează atât art Cor, cât și media core, și dezvoltă o industrie nouă. În al doilea rând, noi lucrăm foarte mult cu, cu guvernul. Eu cred că guvernul uh, are o capacitate uh, de facilitare a unui ecosistem de inovare. Uh, ce facem? În plan practic, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am dezvoltat un program comun cu ODA și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru startup-uri. Se numește Moldova Inovează. Anul trecut am dat primele granturi și au fost granturile, au fost din bani publici, iar noi am acordat, noi am finanțat echipa care a gestionat și evaluatorii, deci tot și designul de proiect și așa am pus eforturile și banii împreună cu, cu Ministerul Economiei și Digitalizării. Uh, și să știi că au fost doar 60 de cereri, 62 doar? de startup-uri anul trecut, uh, s-au dat granturi până la 25.000 de, de dolari pentru startarea... Startup-uri cu tineri sau nu uh, doar Nu contează, tineri? nu contează. Startup-uri sunt niște afaceri scalabile, care au un potențial da, regional din sau 60, global. 60, nu doar tineri? Nu, nu startup, deci chiar eu aș spunem că mulți din ei lucrează în companii mai mari și vor să-și facă un startup. Și asta e foarte bine, pentru că multe startup-uri, de fapt, poți să lucrezi, nu știu, la telecom sau într-o companie mare de IT și îmi fac și un startup. Și am văzut un interes, 62 de cereri. Anul asta au fost 122 wow. de aplicații. Deci vedem uh, un, un interes foarte mare. Deci asta este Moldova Inovează, un alt program la fel, îl facem pentru a sprijini digitalizarea în agricultură cu Ministerul Agriculturii și cu Agenția de Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii. Acolo avem granturi pentru panouri fotovoltaice, pentru că vrem ca fermierii să își pună surse alternative de energie. Știi că au frigidere, a, pentru păstrarea fructelor, pentru congelare, pentru uscare și toate lucrează pe e energie electrică. Exact, da? exact. Și atunci vrem să înverzim, vrem să le reducem amprenta de carbon și am dat uh, granturi de uh, circa 10.000 de dolari pe proiect, care au fost mixate cu fondurile ADMA, care la fel sunt fonduri la condiții. Mai, sunt fonduri mai ieftine, și fără gaș, pentru că asta e o problemă pentru fermieri. Dar mai recent am lansat și un program de digitalizare pentru fermieri. Și am văzut că m își doresc fermierii să se digitalizeze, dar sunt la o etapă inițială. Deci, toți vor navigatoare GPS stații meteo, acum mai recent drone. Nu. <laughs> Dar nu sunt e... mai pământești așa, hai să da, spun, da, da. lor. Da, sunt ceva ce îi ajută, zic, deci ăștia se numesc high touch initiative sau ceea ce poți pipăi. Pipă da. <laughs> Dar e un început bun. Da, deci, mesajul pe care ar trebui să-l înțeleagă antreprenorii care ne privesc este prima să caute și să fie parte a asociației de business din care fac parte, fiindcă atunci când sunteți împreună, sunteți o forță și puteți să ajungeți sau să, informa, să vă informați inclusiv și să se informeze, fiindcă toate aceste asociații sunt în colaborare extraordinară cu proiectul Tehnologiei Viitorului, grație căruia lucrurile se mișcă și se mișcă spre bine și în afară de lucrurile tangibile reușim să depășim hotarele Republicii Moldova și să fim, să, fim, să fie auzită vocea noastră și peste. Totuși, cu siguranță că sunt și provocări, ca și în oricare lucru pe care îl facem. Care au fost cele mai mari provocări? Pentru, pentru că voi, de fapt, ceea ce aici faceți, voi încercați să dezvoltați niște modele de afaceri sustenabile, niște modele de afaceri corecte. Care ar fi top 3 provocări pe care le-ați avut voi în colaborarea pe care o aveți cu mediul de afaceri din Republica Moldova? Sau care sunt cele mai mari frici, poate, a mediului da, de afaceri? Eu, eu, discutând cu antreprenorii, e... Provocările pentru ei sunt legate de criză, în primul rând de criză și, și de război. Multiple. Da, Și de război din Ucraina. I-a afectat moral, pentru că ei nu știau ce să facă, vor continua, nu vor continua afacerea, cumva s-au demoralizat. Acum moralul lor este mai bun, dar i-a afectat din punct de vedere a costurilor și atunci produsele lor nu sunt prea competitive. Pe de altă parte, oamenii vor salarii mai înalte, pentru că au crescut facturile și aici cumva ouă sau găină. Uh, noi îi ajutăm ca antreprenorii să-și găsească un business model mai avansat, să se digitalizeze, să se automatizeze și le dăm aceste mici uh, încurajări sub formă de granturi, pentru ei să știi că nu întotdeauna contează mărimea grantului, dar contează că un grant înseamnă că cineva îi ajută. Și un grant pentru digitalizare, indiferent de sumă, înseamnă că ei investesc într-o prioritate și investesc în direcția corectă. Noi am făcut, noi granturile pentru digitalizare le-am dat de la 500 de euro până la 10.000, până la 20.000, până la 50.000 și chiar și ăștia 500 de euro ca să-și facă un website, avem un program foarte fain cu două bănci mari, cu Maib și cu Victoria Bank și prin, prin, intermediul acestor bănci am ajuns la 10 și sute de antreprenori ca să îmbrățișeze comerțul electronic și să se digitalizeze prin aceste micro-granturi. Și am observat că îi încurajează. Deci, asta este un instrument eficient și îi ajută să depășească o provocare. În al doilea rând, pentru ei este piața și înțelegerea consumatorului. Totuși, antreprenorii noștri încă au o barieră când vine vorba de branding, de vânzare. Știi că uh, noi alegem produsul când ne uităm la etichetă, vinul de exemplu, da? Te uiți la etichetă, după aia te întrebi care e povestea. Da. Deci partea asta, atașamentul ăsta emoțional al consumatorului, consumatorul vrea să audă o poveste, vrea să fie uh, să aibă uh, afacerea să aibă niște valori în spate, să consume cu sens, să consume în, com în comunitate. Și aici antreprenorii ne spun: nu, no, nu ne dați, uh, nu ne mai ajutați cu uh, Seminare și specialiști care să ne mărească eficiența producției ca să ne descurcăm noi. Ajutați-ne cu industriile creative, să ne facă branduri mai bune, să ne ajute cu marketingul, să ne ajute să mergem în piețe în piețele din Uniunea Europeană. Și atunci, noi ne-am focusat cu asta. Uite, chiar acum m-am gândit la o chestie faină care am făcut-o pentru comerțul electronic. Stăm foarte încă. Suntem că la greu etapă greu, da, e, toată lumea vrea, dar vânzările pe online nu se întâmplă, dar antreprenorul vrea să vadă vânzarea, da? Și atunci am zis că hai să încercăm în România, pentru că România e piața UE și de acolo e o platformă pentru ai noștri, pentru pe -a, toată piața a, a, Uniunii Europene. Și am avut să știi că succes, că antreprenorii aici în Moldova nu vindeau, de exemplu, genți, n-am să spun branduri, da? Producători de gen, în Moldova nu merge pe online, în România același magazin vinde pe online. Sau pantofi. În Moldova consumatorul nu e obișnuit. A deschis depozit în România, la Iași, la București și se vinde. Asta înseamnă că inclusiv consumatorul din Republica Moldova încă nu este pregătit, poate. Cu siguranță, cu siguranță că nu este încă pregătit să comande online. Poate este prea confort, com comod, poate Chișinău e prea mic și suntem mulți aici, dar ce aș zice antreprenorilor? Haideți să ne uităm unde e piața. Pentru că o afacere din Moldova trebuie să gândească global este foarte important. Și uh, din provocări, am să zic și provocările pe domeniul economiei verzi, pentru că noi înțelegem că pentru a accesa piața din Uniunea Europeană și asta îi susținem pe antreprenori, finanțăm participări la târguri. Noi avem un program foarte mare cu agenție de Investiții ca să încurajăm să meargă la expoziții, la întâlniri de afaceri, peste hotare, am finanțat nu știu, 200-300 de companii din Moldova, programul se numește Bridge și finanțează până la 1500 de euro ca să meargă antreprenorii să, să participe. Și um, acolo îi încurajăm ca să gândească global, să meargă să-și caute clienții în afara, în afara Republicii Moldova. Și asta contează. Eu cred că o afacere de succes în Moldova va fi o afacere care gândește global. Știi, spuneai de faptul că sunt mulțumiți de fapt antreprenorii, indiferent de mărimea acelui grant pe care îl primești. Și mi-am adus aminte de o frază dintr-o piesă a lui Dumitru Matkovski de m-ar întreba cineva. Iar faptul că voi, proiectul tehnologiei viitorului grației, inclusiv și a Green City Lab și grația celorlalți parteneri cu care aveți colaborare, sunteți aproape, suntem aproape de mediul de afaceri, prin workshop-urile pe care le organizăm, prin deschiderea și prin uh, oportunitatea de a explica simplu care ar fi oportunitățile pentru a-și schimba modul de administrare a afacerilor. Este fenomenal. Voi sunteți cei care, de fapt, îi ascultați și îi auziți mediul de afaceri. Și încă un apel către cei care ne privesc acum să, să înțeleagă că nu sunt singuri, să înțeleagă că acele asociații din domeniu în care sunt sau poate nu sunt încă parte, dar pot să le acorde suport și sprijin pentru... Da, noi ne bucurăm cu siguranță că suntem și partenerii Green City Lab, pentru că lumea are nevoie de, de voi, antreprenorii au nevoie de voi, în special că voi lucrați pe domeniul economiei verde care este încă un domeniu neînțeles de antreprenorii din țară. Eu Noi discutam cu Uh, Eurotex, care este confederația cea mai mare de textile din Europa, și directorul Eurotex a venit și la un moment dat ne-a spus că uh, noi uh, ne învățăm cum să înțelegem acele cuvinte mari: economie verde, sustenabilitate și să pentru să le explicăm popular la antreprenori ce înseamnă sustenabilitate pentru un designer sau pentru un o uh, nu știu, un o vinărie sau pentru un agricultor. Ce înseamnă sustenabilitate și cum agricultorul o să implementeze asta. Și uite aici noi ne bucurăm că cu voi cu Green City Lab putem să să lucrăm la acest capitol, ca să traducem antreprenorilor și să facem ca lucrurile să fie simple și să știe antreprenorii că nu sunt singuri. Că toată lumea acum uh, se gândește cum să facă planeta mai verde, economia mai verde și afacerile mai verzi, și nu e un răspuns uh, univoc la această întrebare. Deci, noi o să-l găsim pe parcurs. Important ca antreprenorii să se gândească în permanență ca să inoveze și să, uh, să vrea să acumuleze aceste cunoștințe. Cu siguranță. Am avut chiar și un eveniment, grație suportului vostru, explicarea modificărilor la legea numărul 10, legea privind regenerabile. A fost un eveniment la care am făcut un simplu apel și ne-am mirat că au venit peste 60 de antreprenori care dădeau întrebări, care căutau răspunsuri și atunci când, exact cum spui, da? Când da. se explică într-o limbă simplă, într-o limbă pe înțelesul tuturor, este și mai simplu să înțelege acele cuvinte care par poate fi uh, Dar voi chiar complicate. și o soluție cu fotovoltaice ți explicat. Ce înseamnă pentru antreprenori ca să-și instaleze niște panouri fotovoltaice? Exact. Pentru ca tu să faci o investiție rațională, să nu suprainvestești, pentru că pe de-o parte ai vrea, știi, să pui cât mai mult, dar poate nu ai nevoie, poate îți pui atât cât trebuie și atunci nu investești degeaba banii, pentru că sunt multe țări unde s-a suprainvestit și s-a prea supracapacitate. Deci aici avem, aici Green City Lab vine ca să discute cu antreprenorii și să le dea o soluție optimă, să fiți așa o un fel o opinie independentă ca să aibă și antreprenorul cu cine să se consulte, cu cine să discute. Cu siguranță. Dar să ne întoarcem la mediul de afaceri. Da? Spuneam că noi, de fapt, fiind o țară mică, preluăm o parte din inovații, dar avem și inovații autohtone. Îți vine așa în minte vreun exemplu de companii care poate fi prezentat un exemplu reușit și pentru cineva de pe o, un, antreprenori din afara Republicii Moldova să preia din inovațiile noastre, din ceea ce facem noi aici? Îți vine așa cineva? În... Da. Hmm. Iată, am discutat recent cu partenerii noștri. Noi am susținut o companie care se numește Eliri. Eliri e o companie de nanotehnologii în domeniul Face Asta se popular, face nanofire, care sunt mai subțire de, nu știu cât, 100 de ori decât un fir de păr și se folosesc în industria medicală, în industria aerospace, spațială. Ei exportă în multe țări, inclusiv Canada, Statele Unite. Și uite, așa o companie care angajează, nu știu, 10-20 de ingineri, inclusiv inginerii mai de, deci un pic mai seniori, dar și tineri studenți care au luat am discutat cu chiar femei ingineri, studente ingineri uite această companie chiar când m-a întrebat de inovație chiar m-am gândit la Elire și la nanotehnologie pentru că uh, e un exemplu foarte fain cum s-a luat o, o, un domeniu de cercetare și dezvoltare și s-a valorificat uh, o tehnologie fenomenal mm, Uh, nasc și la Moldova oameni Și avem și noi, cred că Destul de multe minți Dar poate nu toți au curajul Să, să iasă din uh, Zona lor de confort Și să, să, să dea bun ceea ce au Da, dar apropo de cercetare și dezvoltare Discutam, am fost la un producător De uscătorie de prune Și din prunele care nu merg. La, nu se calibrează la uscat, au încercat să facă magiuni și au zis că avem nevoie de Universitatea Tehnică, Facultatea Tehnologiei Alimentației, ca să ne ajute să stabilizăm acea pastă de prune. Deci chiar și aici au nevoie de, de inovație, da? Și vreau să, să zic că, din punct de vedere de clasificare, de unde stă Moldova la capitolul inovației, pentru că noi suntem finanțați de Guvernul American, suedez și britanic. Astea sunt trei cele mai mari, cei mai mari inovatori din lume, da? Da. Și chiar m-am, noi permanent urmărim unde este Moldova la capitolul inovației. Și dacă ne uităm la Global Innovation Index, Indexul de Inovații Global, Moldova cam, cred că e pe locul, nu mai știu, 60 din 132 de țări. Nu e așa de rău. Da. Da? Să și în. De fapt, că suntem puțini. Da. Și în 2022, de fapt, am urcat 6 sau 8 puncte hmm. în acest uh, indice, Așa că eu cred că ne trebuie un pic mai mult curaj și să știm la ce suntem buni. Și în asta, asta să valorificăm. Cu siguranță această urcare a fost și grație efortului vostru, fiindcă, într-adevăr, ceea ce faceți este fenomenal. Voi nu doar, nu doar susțineți inovațiile, dar și le încurajați și este bine când cineva crede în tine. E frumos. Vorbeam despre faptul că mediul de afaceri cumva a prin prisma faptului că am trecut prin multiple crize și criza războiului și criza precedentă, a trebuit să-și schimbe modul de gestionare a afacerilor și modul de a se prezenta. Totuși, mai este nevoie astăzi de ceva din partea sectorului privat, din partea guvernului, poate, pentru a ne mișca cu pași mai rapizi sau, sau pașii pe care îi facem sunt, din punctul tău de vedere, sunt ok și uh, ne învățăm, dar durează, dar ne învățăm. Uh, nu, cu siguranță că e nevoie de instrumente noi uh, și instrumente de suport politic și eu știu că ele în permanență se creează aceste instrumente noi și la ODA uh, și pe partea Ministerului Agriculturii și Ministerul Culturii acum pentru industrie creative. Uh, după mine, este foarte important ca Um. Unele instrumente care încă nu există în țară. Noi nu avem parcuri de inovații. Noi nu avem aceste parcuri tehnologice fizice care ar găzdui, ar face niște clastere. Dar voi faceți în acest lucru, voi mișcați destul de bine. Noi ne mișcăm și acum facem chiar designul unui parc pentru digitalizarea agriculturii, Agrotech Park. Aici avem, sprijinim Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei și Ministerul Educației. Este o inițiativă între trei ministere și a Universității tehnice. Și dacă se uită acum un agricultor, ce să înțeleagă? Ce așteaptă? Ce ar trebui eu el să fac? Eu cred că uh, acest în serenitate se mai numește Innovation District, sau un district de inovare, unde mixăm universitatea, cercetătorii, uh, mediul, deci companiile, companiile IT. Noi vedem acolo să, să fie așa un un ceaun unde permanent nu se întâmplă se întâmplă idei, startup-uri, micro-întreprenori, se întâmplă noi idei și dar e nevoie ca să fie acest parc și fizic, deci ca fizic aceste companii IT, de exemplu, ele sunt împrăștiate prin tot orașul și atunci nu pot să inoveze. Eu am vizitat recent o companie de drone, care comercializează drone pentru agricultură și ei singuri ne-au spus că, uite, noi vrem să facem un cluster. De ce? Avem nevoie de studenți, avem nevoie de agricultori, trebuie permanent să ne întâlnim, trebuie să instruim. Iată, asta vedem să se întâmple la Agrotech Park. Noi sperăm că această idee mare și ambițioasă să fie acceptată de guvern și să-l pornim Anul viitor și sper că Moldova să apară cât mai multe parcuri. Noi avem nevoie și de parc în digitalizarea agriculturii și de un parc dedicat pentru industrie de film și media, un parc creativ. Da. Noi avem nevoie de parcuri pentru inginerie. Nu trebuie să uităm că avem stimulente fiscale pentru domeniul IT, este impozit unic de 7%, care nu doar este pentru domeniul IT, dar este și pentru, și pentru inginerie, cercetare și dezvoltare. Și atunci putem să aducem cât mai multă cercetare în Moldova la un cost mai redus. Putem să avem echipe mixte de cercetători din Europa cu cercetători din Moldova și iată pentru noi această această ambiție este de a cataliza niște parcuri în, în țară. Noi acum uh, sprijinim guvernul ca să facă studiile de fezabilitate, să ne gândim de unde vom lua această finanțare pentru că vorbim de o finanțare uh, mai mare, dar uh, eu cred că aici vor avea de beneficiat toată, toată lumea, lumea, toată lumea, cu siguranță. Uh, în afară de domeniul agricol, uh, parcul Agrotech, uh, mai sunt și alte alte uh, sectoare Vorbeam de un parc creativ, este creativ. foarte important Așa. da, să avem a, o casă pentru startup-uri și tineri antreprenori din domeniul de creație. Foarte multe orașe au aceste parcuri creative, ele sunt cartiere industriale reabilitate. Noi cu Ministerul Culturii am găsit niște locații care pot fi reabilitate în parcuri creative, și ce să zic? Eu văd. O, un, o oportunitate acum pentru că în toată lumea industrie de film și media crește și uh, ai noștri, companiile, studiourile de producție simt că vin uh, parteneri noi, vin idei, uh, le cresc afacerile și atunci ar vrea să fie cumva împreună pentru că ei nu poți, deci, ca să produci un film, îți trebuie, nu știu, 10-20 de uh, mici studiouri. Cineva face sunet cineva face postproducție, cineva face filmările. Și e bine să fie toți împreună într-un parc ca să poată să facă uh, aceste proiecte în, în colaborare. Uh, anul ăsta de fapt, nu știu dacă ai fost la filme modovenești, da, au fost foarte multe la filme toate bune. Merg, La toate obligatorii și merg și mai multe, ori și invit pe toată lumea, fiindcă chiar sunt foarte Care e preferatul tău. Vai, da, toate. Și carbon, și tunete. Și fiecare își da, are a, istoria sa. A meu spate. este Varvara. Uite, mi-a plăcut foarte doar mult. Doar păreri de rău am... Remarcat că a fost o scurtă perioadă, a fost în, în cinematografie, ulterior probabil că într-un singur cinematograf din Chișinău se găsește, dar da Varvara, da. da, siguranță Varvara. Știi că ai noștri în domeniul de film, de fapt Carbon a fost cel mai mare box office film autohton care a strâns cel mai mare box office din timpurile sovietice. Deci nu a, mai, nu a mai, a fost record la numărul uh, celor care au mers la cinematografie ca să cumpere bilet da. ca să privească carbon. Și a fost cofinanțat de diaspora. De asta mă bucură foarte mult și că avem oportunitatea să dezvoltăm și aceste sectoare. Da, fiindcă cumva am un copil care are 10 ani și tot m-a întrebat, Dar de ce Moldova Film nu lucrează? De ce nu se produc filme? Și atunci când mergem la cinema și privim filmele producere, Republica Moldova chiar este fenomenal, mai ales că participă unele din ele, participă și la diferite competiții și avem, avem cu ce ne Da, avem premii, avem talent, noi avem nevoie ca să fim mai ambițioși, să avem parteneri internaționali, să facem coproducții și să ne învățăm cum să uh, devenim și o un partener de producție pentru uh, acele mari destinații de film. Noi ducem discuții și cu parteneri din Hollywood, cum putem să amplificăm uh, relațiile de afacere între studiourile noastre și partenerii de acolo. Să știți că ne-au zis că noi am putea să folosim capacitățile, iarăși, IT ale noastre și să facem o foarte bună, să devenim un hub de postproducție. Și aceste servicii, de fapt, le-am inclus și în legea parcurilor IT și uh, au o facilitate fiscală de 7%, impozit unic, și eu cred că urmează să avem o pepenieră de, de startup-uri în acest sens și da, Moldova Film e o infrastructură care trebuie capacitată și dezvoltată dezlutat, da, într-un parc de, de film. Probabil că cel mai des cuvânt folosit până acum în cadrul podcastului a fost cercetare. Iată, pornind de la acest cuvânt cercetare și pornind de la tot ce ai reușit tu, grație efortului pe care l-ai făcut până în această etapă a vieții și grație acestui efort, extrem de multe afaceri s-au dezvoltat, extrem de multe afaceri au început să-și vândă inclusiv produsele peste hotare și să fie renumiți. Dar ce faci tu în domeniul cercetării? Ce fac eu? Fac teză. Wow! Fac, și... fac teza de doctorat și uh, sper. După, deci, când o să trec cu succes această etapă, o să mai vin o dată în podcast și o să vorbi, Povestesc vor, o cum să a povestim fost... antreprenorilor cum a fost ca să fii foarte ocupat și să faci și o teza S de. Și să, de doctor. să le reușești toate. <laughs> da, da, da. Fac, o, fac teza de, de doctor, este o teză interdisciplinară. De fapt, dacă vorbim la cercetare, pentru Moldova este important că cercetarea să fie aplicată să fie aplicată pentru uh, afacerile de Moldova, pentru domeniile în care noi putem să fim competitivi. Da, facem și cercetare fundamentală, dar facem și cercetare industrială. Păi uite, teza mea este interdisciplinară și este aplicativă, să zic eu așa, este la intersecție între consultanță și industria ușoară și cum putem să facilităm această tranziție și eu cred că pentru antreprenori eu de fapt îi încurajez ca să facă o teză de doctor. De ce? Pentru ca să învețe să gândească în afara boxei, da? să gândească sistemic. Este important pentru că tu, noi, cum, care ce ne e dificil cu antreprenorii? Ei gândesc doar prin prisma afacerii proprii și când îi rugăm dar haideți să gândim la nivel de industrie ce înseamnă că o afacere, afacerea ta în toată industria, ce trebuie să facă guvernul ca să ajute tot sectorul, nu doar să ajute afacerea ta și atunci eu cred că um, cercetarea, teza te ajută ca să gândești sistemic, să, să ai o gândire mai largă. Eu îți mulțumesc foarte mult. Vreau să te întreb la sfârșit dacă este ceva ce ai vrut să spui și nu te-am întrebat. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru un dialog fain și eu sper că noi am reușit să mătevăm măcar câțiva antreprenori. Eu, pe final, vreau să zic că noi admirăm curajul antreprenorilor din Moldova și noi îi încurajăm ca să dezvolte în continuare afaceri. Ei sunt foarte importanți. IMM-urile sunt fundamentul economiei unei țări și fundamentul economiei Moldovei. Noi vrem cât mai multe afaceri să fie în proprietatea uh, antreprenorilor moldoveni, uh, dar uh, să știe că noi suntem aici ca să-i ajutăm, să-i ghidăm împreună, cu parteneri așa de fain cum este Green City Lab. Și pe final vreau să zic că Moldova este creativă și haideți să înăvăm împreună. Da, Moldova este creativă și Moldova are viitor, inclusiv grație suportului și a efortului a tău și a echipii pe care o conduci. Mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ai făcut pentru Moldova și pentru antreprenorii din Moldova până acum și sunt sigură că și după cercetarea pe care o să susții cu brio, vor fi încă multe, multe momente frumoase și lucruri de care să putem să povestim altora. Mulțumesc, mult!